Pentru Simona German, clubul Steaua București înseamnă acasă. Fostă spadasină de performanță, Simona și-a petrecut întreaga carieră în Ghencea. Campioană europeană, mondială și olimpică, Simona este una dintre cele mai titrate scrimeoare pe care le-a avut vreodată clubul roșalbastru. După succesul de la Jocurile Olimpice de la Rio, marea campioană a revenit în Ghencea în calitate de manager al secției de scrimă și speră ca performanțele sale să fie egalate de generațiile viitoare. Astăzi, la împlinirea frumoasei vârste de 35 de ani, clubul Steaua îi mulțumește pentru toate succesele memorabile repurtate și îi transmite un sincer la mulți ani. Cum ai ajuns să practici scrima, sportul care ți-a adus foarte multe satisfacții de-a lungul anilor? Doream foarte mult gimnastică, eram destul de mobilă prin casă, roata, șpagatul când eram copilă și ai mei s-au gândit destul de târziu să mă ducă, însemnând pe la 9 ani. Când au aflat cei de la gimnastică că am 9 ani și deja se vedea pe mine că mă înalț destul de mult, au spus mamei, vedeți că vis-a-vis este scrima. Mama, ce e aia, nu vreau așa ceva. Și printr-o vecină de la bloc, care a fost selecționată prin școală, să meargă la scrimă, mi-a spus și mie și așa am ajuns în sala de scrimă. Care este succesul cel mai drag, cel mai aproape de sufletul tău obținut pentru clubul roșalbastru? Wow, așa cum spui, am avut foarte multe competiții unde am reprezentat, dar dacă mă întreb, sunt cupele campionilor câștigate cu echipa. În 2016 la Rio ai atins Everestul din punct de vedere sportiv, devenind campioană olimpică cu echipa de spadă României. Ce reprezintă pentru tine acest triumf? Este medalia supremă pe care puteam să o câștigăm și faptul că am câștigat-o în echipă, cred eu că este cu atât mai prețioasă, pentru că să faci 4 fete să funcționeze la fel de bine este mare lucru. De pe când la individual ești doar tu, așa că o echipă trebuie să funcționeze mult mai bine. Cum se caracteriza colegile din echipa de la Rio? Și hai să le luăm pe rând. Ana Maria Brânză. Lider. Simona Pop. Împăciuitoare. Loredana Andin. De suflet. Omul Simona German, când a conștientizat importanța succesului de la Rio? Nici acum nu știu dacă conștientizez foarte bine. Nu știu, eu întotdeauna am considerat că mi-am făcut sau am încercat să-mi fac datoria cât mai bine. Faptul că am câștigat această medalie nu poate decât să mă bucure și să-mi arate că nu am muncit degeaba atâția ani de zile. Ce calități a avut sportiva Simona German? În primul rând, mulțumesc celui de sus, am avut calități fizice foarte bune. Ba chiar aici trebuie să spun că antrenorul meu, Dan Podeanu, mereu îmi spunea fibră, că așa îmi spunea el. Fibră, tu orice sport ai fi făcut, ai fi reușit să faci performanță. Nu știu, muncitoare și talentată. Cine sunt oamenii care au avut un rol important în formarea ta ca și sportivă de mare performanță? În primul rând, antrenorul care m-a inițiat în înalta performanță, domnul Milan Cornel, este antrenorul care îi datorez foarte mult din ceea ce sunt eu astăzi. După care am avut pe domnul Dan Podeanu, pe George Epurescu și nu în ultimul rând pe domnul Octavian Zidaru. Și toți ceilalți oameni care ne-au ajutat să scoatem performanțele care le-am avut. Că până la urmă am fost o echipă cu toți, însemnând masori, kinetoterapeut, absolut toată lumea. Cei din federație și mai ales clubul care întotdeauna ne-a susținut în alta performanță. Ai un regret din punct de vedere sportiv, un moment pe care ai vrea să-l retrăiești altfel? Aș putea să-ți spun acum Londra. Aș vrea să ștergem și să o luăm de la început. Dar în același timp îmi dau seama că dacă aș șterge Londra, poate nu ar mai fi existat Rio. Și atunci orice am trăit de-a lungul timpului ca sportiv, consider că așa a trebuit să fie ca să putem să cucerim ultima medalie, cea de la Rio. Deci nu aș șterge niciun moment. Ce reprezintă clubul Steaua București pentru tine? Acasă. Am crescut în clubul Steaua, m-am dezvoltat și în continuare vreau să fac performanță pe partea asta la altă. Dacă nu o mai fac de pe planșă, să o fac din afara ei și să ajut cât mai mult sportul românesc. Ce-și dorește Simona German de ziua ei? Dată fiind situația de față, îmi doresc sănătate, îmi doresc să trecem cu bine peste această perioadă,
dificilă și dacă avem sănătate, cu siguranță le vom putea face pe toate în continuare. Dați-ne subscribe pe YouTube, ne găsiți pe Facebook, dar și pe Instagram, Forța Steaua!